indiscutabil. Dar suntem aproape, mă bucur că măcar suntem de acord pe o chestie de analiză. Suntem aproape 2 ani de la tragedia de la Colectiv. Și întrebarea e așa. Tot mai credeți, domnule Ponta, că a fost organizat incendiu? Citez. N-am crezut niciodată că a fost organizat. Eu, că a pus cineva foc acolo? Ca să vă dea jos pe dumneavoastră din funcție. Nu, n-am zis niciodată citat. Așa. Vă rog să precizați și sursa. Dacă declarație am zis așa... în citat, Doamne ferește, citat din dumneavoastră, Doamne ferește, nu știu în ce să bat să nu mai se organizeze încă vreun colectiv sau ceva. A spus Ponta la RTV. Întrebat dacă cel de anul trecut a fost organizat, Ponta a spus, citez, nu știu, o să vedem la un moment dat. Da, chiar nu știu. Eu nu cunosc. Dar a sugerat atunci că a fost organizat, atunci s-a indignat multă lume. Atenție, atenție. A sugerat, o secundă. A sugerat că a fost organizat. Nu-mi puneți în gură cuvinte pe care nu le-am spus. Păi bă, da. Nu știu în ce să bat să nu se mai organizeze încă vreun colectiv sau ceva. Da, le-ați spus. În sensul în care eu nu știu azi, dacă dumneavoastră știți, sunteți o persoană mai bine informată, eu nu știu de fapt ce s-a întâmplat acolo și cum s-a ajuns la acea tragedie. Și cum din adică păcate, nu, ce s-a întâmplat? Nu vorbesc tot firul acelei tragedii. Tragedia s-a luat foc de la. E foarte greu să spuneți, din astea. Dar e foarte greu să spuneți că asta e vina primului ministru pentru asta sau că e treaba. M-am uitat și acum. Și dumneavoastră e foarte greu să sugerați că a fost organizat. Nu știu, eu nu știu. L-a spus asta anul trecut. Bun. Și mie mi-au zis sute de oameni ca și dumneavoastră că e vina lui Ponta. Și aia se putea dovedi că nu e vina mea. Dincolo de asta, m-am văzut acum un comunicat, începe anul școlar, nu? În București. Colectiv, tragedie, să... Am văzut că 10% din școli și grădinițe au ISU. E aceeași an de și an. Atunci, și pe vremea dumneavoastră și n-avea 80% n-aveau ISU. Așa e, așa e. Așa de este. 20 da. De ani așa eu încerc doar să spun, 80% eu încerc doar să spun, ok, atunci era o tensiune în societate, era o tragedie și trebuia categoric un cap care să dezamorseze. Eu mi-am asumat acest lucru. Nu mi-a cerut nici Dragnea să demisionez, nici Iocan, nici nu m-a sunat nimeni. A fost decizia mea. Problema este dacă tot a fost o tragedie, dacă tot am dat jos un prim-ministru care n-avea de fapt nicio treabă, nu era în atribuțiile mele chestia asta. S-a schimbat ceva în bine în cei doi ani? Și dacă mă uit, nu s-a schimbat nimic. Nu vă supăra. Am un băiat care merge în centru vechi și mi-e foarte frică în fiecare seară. Când ultima întrebare e așa, domnule Ponta. Foarte sincer. Da. Ce păi credeți că credeam astăzi? Că și până acum ați fost. Și până acum am fost, da. Dar ăsta fiind un subiect da. Delicat, n-aș mai vrea să sugerați da. Că s-a organizat. Că nu, n-am sugerat niciodată. Am spus sugerat că nu știu. Atunci s-au simțit mulți foarte jigniți. E, hai, nu. Iertați-mă. Lăsați asta cu jignitul. Că nu am jignit pe nimeni. Mi-am dat demisia pentru ceva ce n-am făcut eu și nu era treaba mea. Că mă întrebați ce s-a întâmplat? Nu știu. Nu. Dacă aș ști, v-aș spune, dar nu știu. Da. Păi e un incendiu, o dramă, o tragedie. Și atunci ce treabă are primul ministru cu ea dacă e un incendiu simplu? Păi vă întreb până ultima întrebare, poate da. Avem un răspuns. Ce credeți dumneavoastră? Corupția ucide? Cred că prostia ucide mult mai mult în România. Și minciuna și demagogia. Și pe locul 4, dacă vreți, corupția. Dar prostia, demagogia și minciuna, văd că sunt mai la putere. La colectiv. Da, acum credeți că a ucis corupția în final? Nu, sincer nu. La casa de asigurări, nenorocirea aia unde, știți, cu deconturile fictive, în final, da, este nu o corupție că, sinistră. Nu ba credeți da. Că ucide corupția? Ba da, aia da. Și aia este treaba celui care a numit și a girat conducerea de acolo. Păi și da. Cum spuneți că e pe locul 4, după prostie, după manipulare, păi nu, după toate manipulare. Toate la un loc. Toate loc, la un loc. Pe primul loc. Bun, în și România, de, și corupția de ce, ucide... Domnul Tapalagă, și de ce în 2 ani de zile nu s-a întâmplat nimic să fie mai bine? Pentru că s-a perpetuat corupția. Nu, pentru că face casă bună cu minciuna și cu prostia. Dumneavoastră partid fac tot ce pot să oprească instituțiile astea care mai fac ceva de bine de rău. Mă rog, aici deja e o polemică politică. Eu vorbesc despre chestiuni concrete. Și chestiunile concrete sunt așa. Avem foarte multe lucruri în România care merg prost, mult mai multe, după experiența mea, care merg prost din cauza incompetenței, faptul că ajung în funcție oameni care n-au nicio treabă, din cauza demagogiei, pentru că același om, Doamne ferește, se întâmpla pe vremea lui Cioloș un incendiu, nu-i cerea nimeni lui Cioloș demisia, aceeași chestie o apreciem cu măsuri diferite și pentru că avem corupție, cum a fost la Casa Națională, am văzut și eu, m-am îngrozit, nu știu probele din dosar,
Dar dacă oamenii ăia de la președinte în jos falsificau rețete și furau banii de la... Gura moribunzilor și dar aici, aici o să vă supăr cu o întrebare. Felicitări dacă procurorii au prins un asemenea caz de corupție. Dar dacă procurorii, unii dintre ei se laudă cu că la nu știu ce au găsit ei în 2008 la Tăricianu, că a zis ceva așa, păi de asta, dar corupția asta dacă s-ar ocupa, să știți că n-ar mai avea niciun adversar.